priviți. V-am promis în emisiunea trecută sau pe Facebook că am găsit o insulă, o locație din asta care nu există de fapt, e doar așa de conjunctură din cauza secetei. O să vedeți acum, vă ghidez spre o insulă unde ne-am decis la 38 de grade să realizăm niște Somonus Mortus Rondellus pe frigărui și Plăticus, cred că, sau ceva, Plăticus Fileus. Și mă îndrept spre insula șerpilor și vom demara filmarea. No, cum stați? Șerpoaicelor. Bine. Bine? Da, da. Păi, că ați curățat aici tot, ați aranjat tot. Deci ce avem? O să facem niște Somonus Rondellus. Frigărui. Frigăruios. Și Fitofagus. Tot frigărui. Fileos. Frigărui. Capiscos. Tot frigărui. Frigăruos. Ăstea? Pentru frigărui. Gogoșari. Gogoșari. Ardei. Pentru frigărui ăstea? Da. Și roșiile pentru frigărui. Roșiile pentru frigărui. Și o să facem un amestec de o mixtură. O, aveți de la cămara cu milodenii. Așa, cu care o să condimentăm în final. Un amestec special pentru pește. Pentru frigărui, da? Da. Bun, pește. Eu mă apuc de foc. Mai vin, vă mai deranjez din când în când. Șerpoaica mică ce face? Trage ceva acolo? Nu. Nimic, hă? Băi, frate, cred că facem cu peștele ăsta, că acolo n-avem șanse. Bun, hai, focul! Du-te! Ăsta arde deja. Stai așa, că asta e spectacol. Până aprindem focul, tăiați voi tot. Hai bă, frate, șervețele ne... A luat-o! Sper! Băi, ce foc știu să fac! Perfect! Fac multe țigări! Băi, eu nu, dar ele după mine știi cum fugeau? Și nu mă lăsam, nu, dar ele... Te rugăm, te rugăm! A, pe până la urmă... Mulțam. Ați gătim în familie, da? Da. Deci vedeți că de la cursurile pe care noi le-am făcut... Bravo. Deci, da? Acest somon... Aveți pensetă? Nu, și o să-l lăsăm așa, cine mănâncă, adică noi, o așa? Să dăm jos de pe frigăruie și o să fim atenți un pic că mai are câteva oase, dar nu... Mai are, este câteva oase, nu? Bun, bucățile, bă, că ce fac? Dați-mi și mie să fac ceva. Că focul văd că se bagă în țăpușe sau ce fac? Nu? Tăiați. Bine, mă duc să mai prind un pește. No, ați tăiat și lămâia, văd că... Da... Roșiile... Okay. Roșiile pe frigăruile, prin și pe astea? Da... Fain! Mai să facem mixtura. Vreți să bag eu la mixtură? Să vă bat eu? Nu. Sau? Nu. Cum vreți? Ce ai acolo? Acum. O să punem puțin piper verde. Stai așa să vin. Deci piper verde, da? Da. Trage mai tare acolo. Așa. Piper verde. Pui după, cum pui, așa la mână, la... Eu cred că așa. Da? Să nu fie foarte urte. Să nu fie foarte urte, bine. Și copii. Așa. Sare de munte. Du-te. Du-te. Sare de munte.
Da, ce măsură faină ai, grunjoasă. Stai, 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 lasă și mie. Uite așa. Faină. E bună și pentru tiroidă, nu? Da. Așa. Bun. Usturoi fulgi. Cum usturoi fulgi? Păi... Ia să vedem cum arată, chiar. Uite așa. Ia. Ia uite, uite, arată la cameră. Fii atent, usturoi fulgi. Hai. Da, mă? Ce să are gust de usturoi, oare? Da, ha. Trebuie să aibă gust de usturoi. Ia. Că usturoi tăiat felin și deshidratat. Băi, usturoi, stai, usturoi, usturoi! Acum, ceapă fulgi. Hai, că fii ca usturoiul, nu mai... Da. Nu-ți dau să gust. Nu mai, nici nu vreau. Așa. Așa, dar ce fain arată și că e portocale. Arată. Lămâie. Punem și... Punem și asta, da? Și punem și lămâie, sunt coși de lămâie uscată. Ia să ce fain arată. Asta dăm, asta nu pot să... Deci asta nu refuz ea. Da. Așa. Ce fain e. Și mai punem puțin piper roz. Astea am auzit că nu e chiar așa iute. Nici asta roz, nici piperul verde. Acum o să testăm. Ăsta e sponsorul emisiunii. Ăsta e de miros. Gata. Atât, gata. Nu iute, mai pune. Mai pune. Ăla e foarte bun. Am auzit în emisiunile trecute. Da? Iade. Și acum, încet, cu răbdare. Faci o mixură, nu? Da. Pentru pește. Fain. Bun, mă duc să mai dau la un pește. Când sunteți gata, dați un semn. Da, da. Fii atent aici. Bățul cu libelule pe el. Aruncarea magică. Atenție! Poftim! Artistic! E bun? Da, dar se simte. Sarea mai trebuie. Mai trebuie sare? Nu, sarea trebuie măcar să fie. Păi sare grunjoasă, cred că așa e și fain să fie mai mare. Deci lasă în pace, știi. Păi da, aia zic, o lasă în pace, da. Bă, dar tu ce faci cu ăștia? Garnitură, dragă. A, facem și garnitură? N-ai știut. Nu. Am încercat să fie. Păi am crezut că... Deci și garnitura din ce? Ce să fie? Usturoi. Da? Plăcel. Așa? Și asta facem în tigaie? În tigaie, acolo. Am înțeles. E nemai bun. Du-te. Hai că vedea, asta n-am mai mâncat. Usturoi, dovlecel și tigaie. Și ce? Usturoi, dovlecel și ardei. Și ardei, bun. Ardei roșu pentru culoare. Da. În garnitură? Da. Bun. Hai, mai prind un rechin. Nosa, nosa, sonu nenunana, ai se ci pegu. Ai, se ci pego. Ioana, bagi o momeală. Așa, Ioana, bagă niște momeală aici, că rechini ăștia de pe Bega tot mănâncă, bă, ăștia niște nehaliți, să mor eu. Mari, ce faci? Troacă. Du-te, și e bărcuță, mergi ca pe Bega. Și cum? Trochiță. Auzi, dar... Și ce, în ăștia pui... Cum faci? A, am crezut că pui asta în ei. Am crezut că pui ardei așa, că faci gaură și pui ardei în ei. Să lăsi puțin usturoi. Așa? Mă până se albește. Da. Apoi pun ardei. Da. Când se moaie jumătate, în dovlecele. Da. Dar dovleacul tai felici pe ăla sau ce? A. Deci practic va fi ca un sos sau cum se zice, nu? Ceva, nu? Ne-ai pus, Ioana? Da. Gata, hai că mai facem aruncare. Sare, vegeta. Da. Ceau ăsta ce e, prieteni de condimente? Asta e cel mai tare. Fiți atenți aici. Facem o probă de aruncare după frunze. Ioana! Artistic, uite aici. Perfect. Thank you.
Le condimentăm la final. Mmm. Mamă, ce binoase. De iau gustă din... Și încă n-ai pus condimente. Dar cum se... Ia. La sfârșit o să punem condimentele. Bă, ți-a nu mai pui pește. Mai ești condimente cu pâinea. Un puțin un. Pe bune? Hai să mungi cărbunică. O să fiți mulțumite cu focul care vi-l întețesc eu. O să avem un potrop. Au 10? Da. Să pun ceva la potrop. Ce se mi se prinde? Unde mișcă? Ia să vedem. Ce ață? Sfoara? Fii atentă. Trebuie să le iei încet. Tehnica începătorului. Iei ușor. Și-i smulgi. Și-i smulgi degeaba. Păi că mi-a mâncat mumeala. Cred. Hai că vedem acum imediat. Unde-i? Îl vezi? Bă, bă, e ceva pe el. Uite aici. Uite, bă, ce s-a prins, bă. A mâncat mâncarea, să știi că a avut... Și deja te-ai bolit. A avut dreptate fata, bă, a mâncat mâncarea ca șalotul ăsta. Bă, o dau aici mai la mal, așa. Eci. Nu țipa că sunt lângă tine, da. Du-te, te rog, și fă-mi și mie un foc. Nu, știi cum facem? Facem... Adică mănânc de culoare acum. Să-mi fac un râs colorat așa. Uiuhu! Lăsăm ăla să se aprindă. Da. Când avem jar, împărțim în două. Facem jar mai mult. Bine. Bine? Că n-are rost să fug de la un foc la altul. Nu sunt capabil să fac pe ăsta. Îmi dai seama dacă mă împar la două, fiasco. Am terminat rețeta de pe acum. Auzi? Am zis de ceva și am uitat. E minciună. Nu, nu mai tu. A, știi ce am zis să întreb? Iar am uitat. Deci în pește o să mai găsiți oase, dar foarte mari. Foarte mari. Deci foarte. Am zis, știi ce? Dacă facem un singur foc, totuși, hai să stabilim. Că frigăruile fiind pește se fac foarte repede. Da, mai dar sunt și legumele. Dar la mine durează asta, să știi. Și sunt și legumele care trebuie să se facă. Peștele s-o fi făcut repede, dar și legumele trebuie să se ia. Da? Deci da, facem totuși două focuri. Da. Da? Da. Mă, băgați, fac două focuri acum. Hai să fac măcar pe ăsta să iasă. Atenție, acum va fi... Oh, bine că nu mi-a intrat... Oh, 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 oh. Bine că nu mi-a intrat focul în sticlă. Meseriași sunt, bă. Copilul de la bloc nu creștea porc. Ca erau motive pe timpul lui Ceaușescu clare și se făceau și glume pe tema asta. Cred că eu sunt perseverent. Îi mai dau o tură. Dacă m-am pus să fac două focuri, se vede două focuri, frate, nu așa. Văd că vii gata cu ăsta. Cu... Da, și ar trebui să încep să condimentez, să le pui să se facă. Începe, tu condimentează. Da. Și eu o să-i separ lui Mari, Mari, focul, nu? Da, te rog. Facem totuși două, da? Mai iau o gură de apă și merg. Dar cred că cu două scândură să încerc să-l separ. No, l-am separat oarecum. Ăla cu flacără îl las pentru... Hai să mai fac o șmecherie.
Cred că treaba e rezolvată. Fiu. Hai să vedem unde vrei să faci. Unde vrei să faci? Pe primul, nu? Să-ți faci sosul, că zic că stai mai tare focul, nu? Da. Și atunci pe ăla care are flacără facem frigăruile, nu? Da. Păi să lăsăm flacăra să se domolească și băgăm frigăruile. Spun ceva, ulei. Dar nu e cum. Mari. Poftim? Da, ulei. Ulei în tigaie? În tigaie să se încingă. Și încerc să pun și tigaia peste jară. Da. Să-mi fac curaj, stai așa. Să mai fac niște scule, că nu merge chiar așa. Asta e cam șchiop. Ba, uite care mâner. Așa. Perfect. Cât ulei îți spun? Nu, nu. Hai, să pun. Scuză-mă. Nosa, cât pun? Păi pune că-ți pune stop. Atât? Da. Păi cât ai pus, fratele meu? Păi nu mult. Nimic ai pus aici, da? Nu trebuie mult. Mai dietetică, Tom. Ah, dietetic, am înțeles. Bun. Ma, trebuie să părăsească, nu mai poți. Du-te, du-te, lasă, lasă, că am faltul treabă. Fain arată astea. Perfect. Ce se ardă uleiul, ia-l de acolo. Păi de ce să se ardă? Că nici n-a dat în clocot ăsta. Da. Poftim. Și ce fac? Îl ține mână? Stai un pic cu el așa. Stai să te domolească ăsta la altă acum. Păi v-am zis, eu când mă apuc, deci cu țigăncile mele, n-am ce face cu focul ăsta. Deci... Mai e de condimentat? Nu. Bun. Am terminat. Nu știu, așa trebuiau făcute. Gata? Gata. Na, acum să vedem ce am făcut. Simo, tu te ocupi de frigă. Mai las puțin. Da? Da. Focul ăla să mai... nu? Cred că da. Ia, dăm o frigăruie. Să prezentăm la cameră cum arată o frigăruie. Stimați telespectatori, aici avem Somonungus fileus rondelus, Pomodoros roșias tomatos, zucchini respectiv dovleacos, același pește respectiv dovleac, Pomodoros și Somonos. Și singurul care e din China e bățul. Și lămâie. Bă, lămâie pe asta n-avem. Ia alta cu lămâie. Una mai complexă. Că vrei, poți să iei tu cu. Așa. Una mai completă, dragă. Așa. Varianta a doua. Roșie. Lămâie. Ce pește era al doilea? Fitofagus romenus. Ardei verde, roșie. Somon. Ardei verde, roșie. Ardei roșu. Lămâie. Perfect. Băi, fetelor, da. Hai mă că ne prinde seara. Tigaia, te rog. Ce tigaie? Pe foc. O pun pe foc, da? Rapid, da. Rapid, ce să-ți povestesc, hai, fratele meu? Băi, voi nu știți că vremurile alea cu exploatarea omului de către om s-a dus. Mă duc după usturoi. Și eu cred că... Tu degeaba fii cu ăla că... Începe. Până nu pun eu acolo... Frigăruile. Bă, dar nu-i mult usturoi. Nu, e grăzav. Cât mai mult usturoi, atât mai da, băi, dar e bun că și ăștia de la Colebil, de la Hepatobil, trebuie să vândă, mă. Dar nu-i tot inima. Și ăștia trebuie să vândă medicamente, bagă, trebuie să bagi usturoi, nu? Ioi, Doamne! Nu mai mă bag eu la chestii din astea. Deci, dar știi că ăsta nu se prăjește, numai așa un pic, până se albește, atât. Cine? Stroiul. Da? Păi și eu ce să fac acum? Dar cum știi?
Ah, bun. Lasă, lasă, nu pune încă, pune-i flacăra aia. Că-ți arde sentimentele prea tare. Ce fai, miroase! Usturoiul? Poate, ce auzi. Încearcă să mă lăsă pe aici unde nu-i flacără, să vedem chiar ce se întâmplă. Acum pune Simona. Așa. Lasă o. Dai, dai. Ce dai, dai, tomate? E, dai. Da, da, e bun, e perfect. Asta prima, cred că poți să o întorc. Care? Asta prima, de aici. Să o întorc? Oh, da, de no. Băi, voi le faceți cum credeți voi. Nu, mă... nu, nu, nu. Că după aia mă acuzați pe mine că nu-s făcute sau ceva. O tot întorci. Tu văd că ești tot la ceapă. Noi am dat tare cu... La ceapă. La usturoi, pardon. În cunoștințele mele culinare. Trei, șapte grade, nu suntem normal, vă spun eu. Deci 37 grade să faci grătare. Și ardei. Ardei, ce se fac ei? Să vin să-ți iau tava? O aduc eu. Dacă ține o tava și ar pui tu. Ardei, eci, ardei. Hai. Nu mai ardei trebuie. Hai. Nu mai ardei? Da, da. Nu, Marie, bagă. Să nu dai să mă uz cu ăsta, cu să mă stropești cu. Bă, pică dovleacul. Băi, ce, bă, mă ardei, mă. Au. Au de de mie. Da, mă, cel mai bine. Ciao. Ciao. Pentru asta îți pune picioarele, vezi? Eu nu m-am gândit la chestia asta. Mamă, ce frumos! Culoare, chestii! Arde! Azi, că așa e frumos! Și apusul pe apă, așa, ce frumos se vede! Mai întorci frigăruile, Simona? Da! Dacă iese totul cum trebuie și sunteți cuminți, vă dau voie cu colacul și pernunțele în apă! Pe bune! Cui? Lui Cosmin, nu? Lui Cosmin! Arde! Te ajut? Nu, chiar... Că e cel mai rece loc. Te-o ars? Aha. Da. Sau... Cum merge? Jumătate. Băgăm astea acum? Doplecelul. Hai da. Să punem. Ți-am pus aici în chestia asta ca să nu mai că din tavă mergea greu de tot. Îi vărți efectiv înăuntru? Da. Uite, poate îmi pică și microfonul înăuntru. Bă, nu-s prea mulți, mă. Nu. Se strâng. Ai de mine. Da? Și devin mici, mici? Da. Bune. Încă tu zici. Fetelor, am dat o tură de insulă, bă, n-am găsit bananieri, cocotieri, nimic, niciun palmier, numai pomul ăsta a căzut, mixt, numai pomul ăsta a căzut, aici din ăsta o să ne facem o barcă, să putem să părăsim insula la momentul potrivit. După câte vede, soarele pică și dovlecii tăiesc cam tare încă, ha? Da.
o să punem acum puțină sare. O să punem lanternele, cred că acușa. Da, și puțină sare. Pune și puțină sare, dar reușim să terminăm rețeta sau? Sperăm, dar să nu mai ducem lanternele. La frigărui văd că acolo merge treaba. Cum arată, e ceva extraordinar. Eu nu mai rezist, mie... Nu mai rezist. Mie scoate-ți-mi că... E gata? Te rog, punem că... Hai, să vezi și eu cu frigărui. Dar nu-mi dau una să mă ard limba, dă-mi una care e gata de acolo. Bine, bine. Te rog frumos, păi, dar după aia nu mai pot să mânc. Na, uite aici. Așa, dă-mi oricare. Uamă, cum arată. Da. Pune și niște dovlecel. Dovlecelul. Ăsta e de pe foc, așa, atât, mulțam. Numai o secundă. Vai de mine, dar n-avem un ornament. Lasă-te ornamentul de aici că mor. Nu, de când... stai să-ți pun un ornament. Păi da, pe care s-o pișa pe scare. Bune. Stai să arăt la Cosmin, da? Po? Du-te. Dar după aia să lași ornamentul la Cosmin. Mulțam. Poți să pun ornamentul deoparte, că totuși pe insula asta nu e atât de virgină. Știi? Mă gândesc că poate... Ia să vedem, că-ți spune imediat verdictul. Hai. La dovleac. Suntem curioși. Mai bună asta. Am spus. Ioana. Da. Știi cum se numește asta? Misiune îndeplinită. Dacă vrei, abaie. Mamă, ce bună e.